Sunt oameni care își aleg locul de muncă în funcție de venituri sau de oportunitățile pe care jobul le oferă, însă sunt și oameni care au făcut abstracție de toate aceste lucruri și și-au ales un loc de muncă pentru că sunt pasionați de ceea ce fac. Este și cazul muzeografului Elena Băjenaru, un om care și-a dedicat o mare parte din viață cercetărilor etnografice. Elena Băjenaru este unul dintre oamenii care își doresc ca istoria țării Făgărașului să fie cunoscută de toți cei care trec pragul muzeului din municipiu. De 20 de ani de când a absolvit Facultatea de Istorie din București, lucrează în cadrul Instituției de Cultură din Făgăraș. A ales această meserie datorită frumuseții pe care, spune ea, îl are trecutul zonei noastre. Pentru că trebuie foarte multă pasiune. Muzeul tezaurizează trecutul nostru și pentru a-l expune și a-l etala este nevoie de, pe de o parte, de foarte multă muncă, de foarte multă cercetare, dar și de puțină pasiune. Și eu consider că cu multă pasiune și voință se pot face lucruri foarte frumoase. Eu îmi iubesc meseria, îmi place foarte mult ceea ce fac și nu este foarte greu. Totul e să-ți placă. Nu este o muncă ușoară, aceea de muzeograf. Trebuie să trateze totul cu foarte multă migală pentru ca patrimoniul nostru să fie conservat, pentru ca și generațiile viitoare să-și cunoască rădăcinile. Că piesa trebuie expusă, nu trebuie expusă într-o stare tensionată, nu trebuie expusă pe un suport de metal, piesa nu trebuie bătută în cuie, în cuișoare, în niciun caz, trebuie tratată chimic, dacă se poate, pentru a nu-i afecta cromatica, mai ales în cazul pieselor de țesături. Și, în ultimul rând, etalarea în vitrină, îmbinând normele de conservare și cu normele esteticului. Dar aceste eforturi sunt răsplătite ori de câte ori un turist calcă pragul muzeului țării Făgărașului. Cele mai mari satisfacții pe care le am este atunci când un vizitator vine și spune că i-a plăcut ceea ce a văzut, apreciază efortul nostru, iar legat de acest efort este în primul rând de expoziția noastră și pentru că ne aflăm lângă icoanele pe sticlă, un domeniu care mie mi-este foarte drag și apropiat sufletește, pentru că, așa cum am spus, în icoana pe sticlă, față de celelalte categorii de obiecte, se află magazinată, de fapt, un întreg tezaur de informații și sufletul adevărat al românului. Patrimoniul nostru este cam 40% din acesta, cu o colecție de etnografie. Din cele 20, 10 sunt de etnografie, deci 50% chiar am putea spune. Pe acest domeniu sau sector, avem doi angajați pe etnografie, pe doamna profesoară Elena Băjenaru, muzeograf încă din 92 în instituția noastră și pot să spun că a fost cea care a fost angajată fiind director atunci și categorică criteriile pentru care a fost încadrată noi au fost în primul rând cel de competență, de probitate profesională și a demonstrat pe parcursul acestor ani toată perioada, deci de aproape 20 de ani de când este muzeu, aceste capacități. Pasiunea pentru trecut este cu atât mai specială cu cât este împărtășită și cu soțul ei, Constantin Băjenaru, muzeograf și acesta. Împreună cu el, dar și cu colegii, au planuri mari pentru acest an. Vor să elaboreze un catalog de icoane pe sticle din țara Făgărașului și o carte intitulată Icoane pe sticlă în România.